Ce este recensământul și de ce este important? Recensământul este un sondaj care are loc în Marea Britanie la fiecare 10 ani și este foarte similar cu recensământul din România. Este un sondaj anonim al Biroului de Statistică Națională, o organizație neguvernamentală. Acest lucru înseamnă că nimeni nu poate folosi informații de pe care le oferiți în timpul recensământului, cum ar fi numele dumneavoastră sau locul de muncă. Recensământul oferă Consiliului, organizațiilor caritabile care oferă sprijin, finanțatorilor și celor care fac activități comunitare, o imagine despre cine locuiește în țară. De exemplu, va arăta câți copii sunt în zona dumneavoastră, informând Consiliul Local despre câte școli sunt necesare pentru acei copii. De asemenea, va arăta câte familii au nevoie de servicii medicale sau câte persoane vor avea nevoie de locuri de muncă și de formare după ce vor termina școala în următorii 10 ani. Este o obligație legală să completați formularul de recensământ. Dacă nu îl completați, puteți primi o amendă de 1000 de lire sterline. Ultimul recensământ a avut loc în martie 2011, la doar 4 ani după deschiderea granițelor pentru ca românii să se poată stabili liber în Marea Britanie. Acest lucru înseamnă că mulți oameni din țara noastră nu se aflau încă în Marea Britanie și mulți dintre cei care erau deja stabiliți nu au participat la recensământ pentru că nu știau care este scopul acestuia. Din acest motiv, există foarte puține informații oficiale despre oamenii din țara noastră și de aceea multe dintre nevoile comunității noastre nu sunt luate în serios. Datele nu arată că suntem aici, suntem invizibili în datele statistice. Recensământul începe online din 21 martie. Avem o ocazie unică de a fi vizibili, asigurându-ne că participăm la recensământ ca o comunitate. Avem șansa de a fi recunoscuți ca un grup minoritar alături de alți europeni din centrul și estul Europei. Ni s-ar putea oferi mai multe oportunități egale în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, educația și multe altele. Dacă vom participa la recensământ, guvernul va ști câți bani să ofere școlilor, medicilor, centrelor de locuri de muncă și altor servicii sociale. Organizațiile de caritate care oferă sprijin celor din comunitatea românească vor primi bani pentru munca lor și vă vor putea oferi mai mult ajutor. Recensământul este complet anonim și informațiile nu pot fi utilizate împotriva dumneavoastră. Nu vor exista informații personale partajate cu organizații sau agenții guvernamentale. Recensământul este doar pentru a ajuta comunitățile, cum ar fi a noastră, să primească ajutorul și sprijinul de care au nevoie. Orice informație personală va fi publicată doar după 100 de ani, pentru ca generațiile viitoare să poată afla mai multe despre oameni ca noi. Nu vor exista repercusiuni legale din informațiile pe care le oferiți. Dacă sunteți îngrijorat de a vă da numele real, puteți folosi un alt nume. Cel mai important este să participați la recensământ, astfel încât să se știe că există cetățeni din Europa Centrală și de Est în Marea Britanie. Cum să participați la recensământul digital din 2021? Ziua recensământului național este 21 martie 2021, și ultima zi pentru finalizare este 4 mai 2021. După 4 mai, dacă nu ați completat formularul, este probabil ca cineva să vă viziteze acasă pentru a vă cere să-l completați. Între 3 și 13 martie veți primi o scrisoare acasă cu un cod de acces unic pentru casa dumneavoastră. Va trebui să introduceți acest cod pe www.census.org.uk pentru a accesa sondajul dumneavoastră de recensământ. Informația din formular trebuie să includă pe toți cei care locuiesc în casă, chiar dacă nu sunt acolo la momentul respectiv.
Puteți să completați recensământul online, fie cu codul de acces din scrisoare, fie să solicitați o copie pe hârtie pe care o puteți completa și apoi să o trimiteți prin poștă. Puteți solicita o copie pe hârtie folosind linia telefonică 0800 587 2021. Când apelați această linie, puteți selecta limba română ca să fiți trimis la cineva care vorbește limba dumneavoastră. Acolo puteți solicita o versiune pe hârtie a recensământului utilizând adresa sau codul de acces sau puteți cere o altă formă de asistență. De asemenea, puteți vizualiza site-ul web al recensământului în limba dumneavoastră accesând www.census.org.uk/languages. Dacă locuiți într-o casă împreună cu persoane pe care nu le cunoașteți, toată lumea din casa dumneavoastră trebuie să aibă acces în continuare la numărul din scrisoare. Deci păstrați-l într-un spațiu vizibil și public. Cu toate acestea, puteți solicita un cod de acces individual dacă nu doriți ca alți oameni să vă vadă răspunsurile. Puteți solicita acest lucru apelând la numărul de telefon 0800 587 2021, vorbind limba dumneavoastră sau accesând site-ul web www.census.org.uk/languages. Dacă pierdeți codul de acces, un nou cod poate fi solicitat online sau apelând centrul de contact. Noul cod poate fi trimis într-o scrisoare sau într-un mesaj. Când completați recensământul, asigurați-vă că toate informațiile pe care le oferiți reflectă situația dumneavoastră, cu excepția cazului în care sunteți îngrijorat că dacă vă dați numele real, acest lucru vă va pune în dificultate. Când completați secțiunea origine etnică, asigurați-vă că vă reprezintă. De exemplu, dacă sunteți român, ați putea fi White Other sau Roma cu origine română și așa mai departe. Asigurați-vă că acest lucru este completat pentru fiecare membru al gospodăriei dumneavoastră.